Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție în această perioadă peste 10.000 de locuri de muncă vacante. Dintre acestea, doar 1.100 de posturi sunt destinate absolvenților de învățământ superior. Potrivit datelor rezultate din declarațiile agenților economici privind locurile de muncă vacante în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, sunt înregistrate la această dată 10.116 locuri de muncă. Județele unde se fac cele mai multe angajări sunt Cluj, București, Prahova, Arad, Argeș și Sibiu, în timp ce la polul opus se situează Tulcea, Gorj, Brăila, Ialomița, Sălaș, Mehedinți, Covasna și Caraș-Severin. La nivel național, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 1.126 locuri de muncă pentru inginer, manager de proiect, agent vânzări, inginer de sistem și analist, iar pentru persoanele cu studii medii profesionale și lucrători necalificați sunt disponibile 8.990 de locuri de muncă. Posturile pe care se fac angajări sunt cele de muncitori necalificați, șoferi, casieri, agenți de securitate, manipulant mărfuri și lucrător comercial. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau de reședință sau pot accesa adresa de internet www.aneofm.ro, secțiunea locuri de muncă, unde pot vizualiza locurile de muncă vacante oferite în fiecare județ, pe meserii, precum și persoanele de contact cărora le pot solicita informații suplimentare.